Hei, salutare, sunt Ionel. Bună ziua de la Prieten pentru Prieteni, astăzi mi-s provile Lionel Nistor. Să vedem ce mai primit, ce mai are pregătit pentru noi, ce ne mai oferă, ce ne mai învață. Avem multe surprize și proiecte pentru dumneavoastră. În timp ce vom samura cu ceai, vă vom povesti despre Lionel Nistor. Hei, salutare. Bună ziua pentru toți, că sunt colegi care își doresc să vadă cum funcționează selectorul de costură. Congelator, am pregătit mașina, am băgat-o în priză, am pus tava și cu selectorul. Aici voi pune, da, ceara. Și costura voi avea totul. Suntem pregătiți, am echipat de lucru, am echipat pentru complet și asta, short-ul ca de obicei. Și să trecem la plantele, să ne ascultăm de treabă. S-a oprit rotorul, o sărit ceva ceară pe jos, așa, dar hai să vedem care cum stau lucrurile. El are o viteză de rotație și dacă nu te miști repede, îți împuși pe ceara în sus și costura. E la fel ca la mașina de cu boabe de porumb. O să vedem așa costura cum este, trebuie să fie o operație rapidă, încât să poată să nu știu cu decât câțiva de ceara, câțiva faguri. Este bună de costură. O să punem în lingură pe ficea măcinată și își vorea câteva fracțiuni de costură să prevă și să nu luăm ce spune. În concluzie, foarte zgomotoasă, ori eu nu am reușit să distin foarte clar din manualul de utilizare în limba engleză toate detaliile, dar aruncă foarte multă ceară, creșe și condițiile factura, face mult zgomot, da? Și vom vedea acum cât de bine se selectează. Deja avem aici parte din factura selectată. Eu cred că totuși mai trebuie filtrată, văd că mai are ceară și nu-i macinată. Deși eu o stau mai mult de 16 ore la congelator la minus 20 de grade. Asta e. Vedem. Trecem înainte. Și prima treabă. Aici. Cam atât pentru acum. Continuăm treaba să o trecem pisită și să devinem de macinată.
restul de faguri. Vă salut! Ionel, de la Piscinez. Nu are nimic curat, dar se ridici capacul și încerc să-l carci. Sunt prăștie, pentru că foarte mult mai lăsat nu aștepta să te vine de făcut zgomot de aruncare, de cursat. Asta este una pe care am cursat. Dulul meu pe care l-am cursat, dar după această prima experiență, atunci de liberi, pentru că zgomot. Și două lucruri aș putea să le aduc. Atenție este că rămâne foarte multă ceară. Nu știu ce se întâmplă, ori instrucțiunile acelea nu mi-au fost foarte clare, ori rămâne foarte multă ceară. Foarte multă ceară trebuie selectată. Așa, aici unui păstura fugăt. E multă păstura și frumos. Și bucăți diferite de mărime ca ceară. Mă preocupă de asta. Iar după ce a fost vaccinat, am constatat că și aici în praful acesta de ce a rămăcinat destul de multă păstură. De drept că granule mai mici, nu așa mari, dar și acolo se regăsesc granule de păstură. Ei, cam asta pot eu să vă spun despre prima utilizare a selectorului de păstură. Oricum face diferența. Într-o 2 ore jumate 30 de grame într-o noapte. Iar acum deja vorbim de altceva. La cernele se vede grăunțe de păstură jos în viziu, dar și aici în spate cernut multă, multă cernă și granule mari. Poate mi-a scăpat mie ceva, dar altfel e mult mai facil, decât recortarea manuală, cum vedeam pe compostarea unui francez. Ei, mă opresc aici la partea de filmat. Trebuie să termin și să fac curat. Dacă rămâne așa, avem discuții după aceea. Da, nu știu ce voi face cu ceara și cu restul de păstură vaccinată. Probabil vor fi puse la copii cu ceara. Cam asta este. Vă salut cu drag, dragi prieteni. Eu mă aștept, mă așteaptă două colete pentru a face unboxing. Unul de la aștept și altul și v-am salutat, curat, la revedere. Ionel de la Apicinez vă salută. Prima recoltă de păstură obținută cu mașina. Cea mai recolta manual, dar e disperare de om. Da, pentru cei care au Ipsonii pot să stea că treaba asta, dar nu. La revedere. Spor la treabă, sănătate. Cu prietenie, Ionel de la Apicinez.